Deschiderea de an școlar la Palatul Copiilor din Baia de Aramă. Elevii unității au început în forță noua etapă, oferind un spectacol pe cinste celor prezenți la eveniment. Muzica și jocul au fost ingredientele oferite de elevii înscriși deja la cursurile Palatului. Elevii au venit însoțiți de părinți, care consideră că unitatea școlară a reprezentat un real sprijin pentru copii. Eu vreau să cânt. Și astăzi ai cântat? Da. De când ai venit la Clubul Copiilor? De un an. Cum este aici? Foarte frumos. Ați învățat cântece noi de la dânsa? Da, am învățat și noi, ne-am învățat și dânsa. La concursuri participați? Da. Este nou acum. Înscris de astăzi este. Sperați să-l faceți un mare artist? Da, sunt sigură că o să ajung un mare artist. Fiindcă doamna Georgeta Colan se știe că este foarte bună și se ocupă de copii foarte bine. Știți câțiva copii care au ajuns acum cântăreți de marcă? Da, Sândica Dochiu, Marian Medragoniu, Andreea Crăciunescu, Cosmina Gherghinescu, care au plecat de la doamna și sunt foarte, au ajuns foarte bine. Iată că de la Motru ați ajuns la Baia de Aramă. Sigur că da, cred că aici este cel mai frumos. Credeți că doamna Corlan va reuși să vă slujească fetița? Cu siguranță, siguranță, da. Credeți că va ajunge un mare artist? Da, noi așa sperăm acum, depinde și de fetiță. Odată început noul an școlar, elevii, dar și cadrele didactice îndrumătoare de la Palat privesc către noile competiții în care vor fi angrenați. Vom începe concursurile, așa cum am anunțat. Deja noi lucrăm pentru concursuri. Avem 9 octombrie, avem 23 octombrie, avem 25 octombrie, o manifestare foarte de amploare. Iar spectacol în aer liber, atunci când vom avea condiții, că acolo unde dumneavoastră știți bine că dădeam spectacol aproape în fiecare duminică, e un ceva, un lucru, nu știu, n-am înțeles ce se întâmplă în Parcul Eroilor și probabil că atunci când se va amenaja. Cursurile Palatului Copiilor din Baia de Aramă îi așteaptă și pe elevii care nu au făcut până în prezent parte din grupele instituției școlare. Astfel, sesiunea de înscrieri rămâne deschisă pe întreg parcursul anului școlar. În fiecare an, cred că v-ați obișnuit cu noi, facem acest lucru pentru ca noi să ne reintrăm în formă și pentru ca cei care doresc să se înscrie la cursurile de muzică populară care se desfășoară aici la Clubul Copiilor, să vadă activitatea noastră și să o dorească, să-i atragem așa într-un număr cât mai mare, pentru că avem copii buni aici la noi în zonă și vrem să scoatem ce este frumos deasupra așa. Iată că aveți mulți copii din prima zi. S-au mai înscris și când e perioada de înscriere? Perioada de înscriere continuă de la 15 septembrie, continuă până la 1 octombrie și nu numai, pe parcursul anului, mai ales în prima parte a anului școlar, se pot înscrie încă elevi. E un pic mai greu cu formarea grupelor, că mă cam dau peste cap dacă nu vin repejor așa din prima parte, dar se pot încă înscrie copii. Grupa de muzică populară a Palatului Copiilor din Baia de Aramă a reușit de-a lungul timpului adevărate performanțe. Pe lângă numărul impresionant de concursuri la care au participat elevii, de pe băncile unității școlare au ieșit nume consacrate ale cântecului popular din zona de nord a județului Mehedinți. În această perioadă și-au deschis porțile pentru elevi și filialele din restul județului ale Palatului Copiilor, Orșova, Strehaia și Vânju Mare, Palatul din Turnul Severin, fiind cel care a dat startul noului an școlar pentru activitățile extrașcolare.